Bun găsit, stimați spectatori. Iată, alături de noi și de dumneavoastră în această emisiune este doamna inginer Daniela Ursu. Este în cadrul Direcției Sanitar-Veterinare, cum o știm cu toții și cum ne place să spunem așa pe scurt, SVSA. Vom vorbi despre alimente, despre alimentație, despre comercializarea a tot ceea ce mâncăm și nu numai. Și v-am invitat, nu întâmplător, și pentru că vin sărbătorile pascale. Bineînțeles că acum, mai mult ca oricând, românul începe să cumpere. Cumpărăm așa în disperare, ați văzut, este un curent. Da, am văzut, dar începe de acum. Mai sunt 2 săptămâni. Da, mai sunt 2 săptămâni pentru creștini ortodoxi, pentru că acum, sâmbăta spre duminica viitoare, catolicii... E Paștele Catolic. Exact, vor sărbători aceste sărbători, această Paștele. Și bineînțeles că cu toții noi începem să cumpărăm. Începem să cumpărăm de la alimente, băuturi alcoolice sau non-alcoolice, cumpărăm haine și încălțăminte, pentru că așa este, da, tradiția să ne primenim de Paște. Să purtăm ceva nou de Paște. Da. Și atunci ne punem întrebarea, atunci când se stimulează consumul, oare comercianții aduc ce e mai bun sau profită de ocazie și se naște un semn de întrebare la teșghe atunci când ne ducem să cumpărăm? Vă mulțumesc pentru invitație. Cu mult drag. Nu mi-ar plăcea să cred ceea ce spuneți dumneavoastră. Deci comercianții se străduiesc să aducă marfă mai multă și, având în vedere că este o ofertă foarte mare pe piață, diversificată, mult mai mare oferta decât cererea, nu cred că își permit să facă asta, pentru că rămân cu marfa nevândută și e mult mai... După aceea trebuie să o vândă în pierdere ca să mai recupereze măcar o parte din banii dați pe ea. Deci nu se întâmplă lucrul ăsta. Un lucru benefic pentru consumator este că scade prețul. Deci ați văzut deja la ouă, au ajuns mult mai ieftine decât acum o lună sau două. S-au ieftinit foarte mult. Pentru că piața este deja saturată de ouă și în mod natural au început să ouă și găinile, inclusiv particularii, comercializează și... Da, dar nu numai acest produs este cel care se vinde cel mai mult, este carnea de miel. Să ne vorbim și despre târguri, pentru că acum lumea nu știe încă unde va merge pentru... a sacrifica un miel. Nu ne place să vorbim despre lucrul ăsta, dar așa cum reamintesc, da, tradiția. Tradiția noastră, da. Tradiția noastră, pentru care există derogări de la legislație și pentru care, pentru asigurarea cărora, se organizează și în județul Gorj, ca în fiecare an, câteva spații improvizate, autorizate temporar de către DSVSA pentru sacrificarea și comercializarea mieilor și iezilor. Le spunem telespectatorilor? Le spunem telespectatorilor. Deci, la Târgu Jiu, pe Dig, acolo unde se știe, unde este Litomarket, la Novaci, în spatele pieței, la Rovinari nu cred că va mai funcționa, deși spațiul va fi amenajat, pentru că și în cursul anului trecut de Paști... Oamenii știu și se duc acolo. Oamenii, sau cum? Nu s-a întâmplat nimic. N-au fost solicitări și nu s-au efectuat sacrificări, nu. Deși spațiul exista, a fost amenajat, a fost aprobat temporar. Bănuiesc că nici în acest an nu vor fi. Deci Rovinariul e cu semnul întrebării și mai este Motru. Și iar un aliment care îl găsești pe masă, indiferent de ce ar fi, este pâinea. Pâinea și, bineînțeles, pâinea. Cozonacul, că și el... Prăjiturile, Pasca. Da, Pasca de Paști. Deci, pâinea de Paști și de Crăciun, oamenii vin cu obiceiul ăsta în spate de a-și face stocuri. Își cumpără pentru 3 zile. Deși... Pentru că nu se lucrează, una, două, probabil. Nu prea se lucrează, dar foarte mulți comercianți își asigură un stoc și există încă în județul nostru magazine deschise non-stop, chiar și în ziua de Paști. Dar pentru comoditate și pentru a nu mai face cumpărături în zilele de sărbătoare, oamenii își fac niște stocuri pentru 2 sau 3 zile. Da? Asta în funcție de câtă pâine mănâncă fiecare. Și
Nu au fost probleme în anii trecuți. Am verificat comercianții și am verificat producătorii de pâine pentru a evita să se formeze stocuri foarte mari în spațiile lor de depozitare, că asta ar determina o depreciere calitativă și o afectare a prospețimii și chiar o afectare a siguranței alimentare în ultima instanță. Nu au fost probleme. Deci, toată lumea atunci lucrează la capacitate, se dau peste cap, dacă zi de zi brutăriile lucrează, în special schimbul 3 noaptea, ca să aibă pâinea proaspătă la prima oră, atunci lucrează 3 schimburi, deci atunci se străduiesc și se organizează astfel încât să facă față cerințelor, pentru că este și pentru ei o ocazie de a-și asigura un confort financiar. Dumneavoastră mergeți zilnic în diverse controle, nu numai aici în Târgu Jiu, ci și în celelalte orașe, în județ, în comune. Bineînțeles că le veți intensifica, bănuiesc, atunci în preajma sărbătorilor. Dar pentru liniștea noastră a consumatorilor, spuneți-ne ce ați găsit la ultimele neconforme cu legislația în vigoare. Atunci când vorbim despre aliment, pentru că atunci când pui ceva pe masă, nu pui numai pentru tine, vii acasă și pui pentru întreaga familie și copiii sunt cei mai vizați și uitați că tot mai multe boli s-au declanșat în ultimul deceniu și se pune accent pe produsul alimentar. Pe produsul alimentar. Să încep prin a vă spune că Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin directorul său, a întocmit un plan de măsuri special pentru perioada premergătoare sărbătorilor pascale și acesta prevede o intensificare a activității, se lucrează inclusiv în weekend. Există niște grafice de permanență cu personalul sanitar veterinar cu atribuții de control. Deci, în primul rând, există responsabilități pentru spațiile special amenajate din târgurile, din aceste orașe pe care le-am menționat. Apoi există un grafic de personal care stă la dispoziția instituției pentru a efectua controle mixte cu alte instituții care ne solicită sau cu care avem încheiate protocoale. Și mai există un grafic al inspectorilor pe zone, deci tot teritoriul județului Gorj e împărțit pe zone și echipe de 2 sau 3 inspectori au responsabilitate pentru câte o zonă. Ultimele controle care au fost efectuate nu neapărat de către mine, ci de către întreaga echipa DSV-ului, au constatat câteva neconformități, cum ar fi neregistrarea spațiilor în care se comercializează alimente. Deci faptul că desfășoară o activitate supusă controlului sanitar-veterinar impune în mod obligatoriu ca după ce îți faci toate actele, după ce îți pornești firma, sau chiar dacă o ai de mult, dar după ce începe activitatea respectivă, trebuie să ți o activezi prin certificat constatator și apoi imediat să depui documentația la DSVSA pentru obținerea autorizației, care practic este denumirea oficială, este document de înregistrare. Unitățile care nu au document de înregistrare, în funcție de vechimea funcționării, deci dacă observi că funcționează de o lună, două sau trei, îl informezi, îl îndrumi, îi dai un termen și te duci la termen să vezi dacă s-a remediat problema. Dar cei care au funcționare îndelungată, fără autorizație, despre care se știe că au mai trecut echipe de inspectori și au semnalat faptul că trebuie să se supună legislația, aceștia primesc amendă și au primit amenzi pentru așa ceva. Au mai existat amenzi pentru deficiențe la depozitarea produselor alimentare. Încă mai găsim neconformități la vecinătăți, deci ouăle trebuie să fie depozitate separat, mezelurile separat, lactatele separat, congelatele, peștele trebuie să fie distinct de alte produse alimentare congelate. Aceste aspecte sau expunerea spre comercializare direct pe paviment
Aceste aspecte din nou se sancționează de către inspectori și totuși față de anii trecuți am constatat o îmbunătățire a condițiilor în care se comercializează și se prepară alimente pentru consumatorul final. Deci noi vedem și ce e în spate. Dumneavoastră, când intrați în magazin, vedeți doar teșgheaua frumos aranjată. Noi intrăm în spate, în spațiile în care mai depozitează alimente, să vedem chiuveta, să vedem condițiile în care își igienizează personalul mâinile și asta vă spun că s-au schimbat lucrurile și la țară. Înainte găseam foarte multe produse expirate, acum vreo 7-8-10 ani, acum nu se mai întâmplă lucrurile. Există, mai există excepții, dar de regulă sunt scăpări. Au fost retrase de la comercializare, știu eu, un număr mare de alimente sau conserve, pentru că în anii trecuți se știa, au fost o nebunie cu o conservă de pește. Altădată ne-am speriat din cauza unui pateu. Deci, acestea au fost alerte. Există alerte, permanent alerte. Deci, sau apa plată. Sau apa plată. Un producător pune pe piață un produs și dacă, să zicem că e distribuit în 7 județe, într-unul din aceste județe, fie prin programul lui de autocontrol, cel care comercializează produsul efectuează o analiză, fie efectuăm noi în cadrul programului guvernamental de supraveghere și control. Și dacă analiza respectivă arată o depășire a unui parametru față de valoarea maximă admisibilă din legislație, se inițiază alerta, se anunță toate cele 7 DSV-uri și producătorul. Cele mai mari responsabilități le are DSV-ul din județul unde funcționează producătorul. Și întregul lot, tocmai de asta este importantă trasabilitatea, să știm exact toate informațiile despre produs, numărul de lot, data producției, data expirării, ca să-l putem identifica la raft, se retrage și în funcție de neconformitate fie se distruge, fie se redirecționează spre alte destinații, fie se reetichetează, câteodată e o deficiență de etichetare și atunci producătorul despre reetichetează. Despre asta voiam să vorbim acum, despre etichetarea neconformă sau cât de conformă este ea și să ne vorbim și despre termenul de garanție pe care din grabă uneori nici măcar nu-l mai citim. Trebuie sau ajungem citim acasă și vedem că produsul ori e expirat și spuneți-ne care este cea mai, să zic eu așa, apropiată de adevăr etichetare a acestui termen de garanție, având în vedere că în anii trecuți, după Revoluție și mult peste anul acela, găseai cumva termenul de valabilitate și în codul de bare. Adică acolo era trecută și data în care se făcea produsul, apoi termenul era pus pe etichetă. Acum, unde îl găsim? Care este cel mai apropiat de adevăr? Pentru că știți că s-au găsit și comercianți care peste termenul ăsta ar mai punea unul ca să poată să vândă produsul. Adică, na, noi românii știți că suntem inventivi și ne pricepem la multe, așa că nu trebuie să neglijăm sau să nu spunem și asta. Dar înainte de etichetare vreau să termin cu ce m-ați întrebat anterior, să nu las lucrurile nelămurite. S-au făcut confiscări de produse alimentare, în special acolo unde, apropo de etichetare, nu mai era vizibilă eticheta sau informațiile de pe etichetă nu mai erau accesibile ochiului. Și ce ați confiscat cel mai mult? Am confiscat, nu au fost cantități foarte mari, am confiscat câteva zeci de kilograme de brânză Telemea dintr-un magazin care nu a putut să demonstreze proveniența. Așa, a prezentat niște documente și se vedea limpede că, vă dați seama, avem și o experiență. Se vedea limpede că nu provin de la producătorul respectiv. S-au mai confiscat o serie de mezeluri care, de asemenea, aveau probleme. Deci, noi le atragem atenția tot timpul și la comercializare și cei care lucrează în domeniu ar trebui să fie atenți, să țină seama de aceste sfaturi. Atunci când vine consumatorul și cere o bucată dintr-un salam, dintr-un produs, el trebuie să păstreze eticheta cu sfințenie. Trebuie să o îndepărteze spre capătul celălalt al produsului, pentru că în momentul în care
ai îndepărtat eticheta de produs, nu mai poți să mai garantezi că acel produs este în termen și că mai poate fi comercializat. Și în momentul în care le găsim fără etichetă, fără aceste elemente de identificare, le confiscăm. Practic, le punem sechestru, se află în stare de reținere oficială și trebuie să fie distruse, dar în mod controlat, să fie preluate de o societate de incinerare. Deci nu se distrug aici. Da, care este pe la Craiova, nu? Care este cea mai apropiată la Craiova. Există și la București, există mai multe. Și acum să vă răspund la întrebarea, la ultima întrebare, cu etichetarea. Există o legislație stufoasă și națională și europeană privind etichetarea. Ea se actualizează permanent, deci trebuie să fii tot timpul la curent. Avem o legislație națională foarte bună, este o hotărâre de guvern 106 pe 2002, accesibilă, pentru că acum e foarte ușor să accesăm informații. Este actualizată, are câteva modificări și în plus sunt câteva regulamente europene. Nu vă încarc acum memoria cu ele, dar fiecare introduce câte ceva la un anumit moment. De exemplu, un regulament apărut în 2011 a introdus în 2014, în decembrie, o serie de modificări. Deci atunci au intrat în vigoare și atunci trebuie anul să... Anul trecut, da. Este vorba despre etichetarea alergenilor. Deci eticheta. Eticheta, așa cum o știm noi, îi poate crea probleme unui producător care, de exemplu, are un produs de dimensiuni mici, pentru că este obligat să menționeze foarte multe informații. Este obligat să-și scrie numele complet, adresa, telefonul, mail-ul, astea, și cu cât le scrii, cu cât scrii mai multe, cu atât îți arăți seriozitatea și accesibilitatea, telefonul consumatorului, a unii producători. Apoi sunt obligați să scrie obligatoriu data expirării, data durabilității minimale, nu tot scriu și data producției, nu este obligatorie să fie trecută amândouă. Asta întreb, dacă e data producției, automat este și data la care? Sau... Dacă pe etichetă este, dacă pe ambalajul produsului, deci parcurgem toată eticheta, îl întoarcem cu fundul în sus și citim tot. Dacă este o singură dată, este data expirării, clar. Dacă sunt două, una este data producției și una este data expirării. Chiar dacă nu ți arată și le vezi tu ștanțate sau nu se mai vede. Apoi sunt obligați să scrie lista ingredientelor în ordinea ponderii în care intră în produs. Apoi sunt obligați să scrie faptul cu alt font, sau cu altă culoare, sau cu ceva diferit, conținutul posibil de alergeni. Deci chiar, și există foarte multe produse, nu știu dacă ați observat, aș vrea să aduc lumină în problema asta, în care scrie ingredientele și dădețub scrie. Poate conține urme de alune, muștar, ouă, muștar nu, alune, ouă, susan. Aceștia sunt niște alergeni care la anumite categorii de populație pot să genereze stări destul de neplăcute. Că de la alergie trece la un început de astmă, așa se manifestă șoc anafilactic. Exact. Eu vă spun că sunt șocul anafilactic, sunt pățită, poate fi mortal. Exact. Da, eu și o parte din familia mea așa ne-am născut. Deci știm. Păi și atunci dumneavoastră în special informațiile astea le căutați pe etichetă. Bineînțeles, dar ce spuneți dumneavoastră este 2014. Vom regăsi în decembrie, da. Dar vom regăsi abia anul ăsta. Nu, au început și... deja. Da, dar sunt foarte multe produse care sunt în termen 2 ani. Acolo produse, clar nu-l mai găsești. Sau sunt oameni care nu pot să spun medicamentul, dar fac tratament cu un medicament care nu te lasă să mănânci niciun sare. Da. Sarea este etichetată. Sarea este, dar ziceam, mă duc în magazină și căutam produse, îmi spunea cineva, până și pe biscuit mă uitam să văd cât, ce concentrație este, nu este, ca să știu dacă pot ingurgita așa ceva. Da, ideea este că, așa cum v-am spus, nu toți comercianții sunt de bună credință. E clar. Găsești produse care, din cauza umezelii sau nu mai au eticheta așa cum acelea... ar trebui să fie. Și atunci cumperi un produs care îți pune viața în pericol. Acela este obligat să le retragă.
Deci comerciantul este obligat să le retragă de la raft. Noi dacă le găsim, luăm și măsuri. V-am exemplificat că le confiscăm. Da, îmi dau seama că sunt, exact cum v-am spus, oferta este foarte mare, este mult mai mare decât cererea. Deci acum găsești absolut orice pe rafturile magazinelor și în cantități destul de mari. Un bun comerciant trebuie să fie extrem de atent și să coreleze foarte bine comenzile de aprovizionare cu volumul desfacerii, pentru că așa nu-și creează stocul, nu-i expiră produsele și nu se află în situații neplăcute și față de consumatori și față de noi, pentru că au fost cazuri, consumatorii au început să-și facă simțită vocea și să spună că să meargă înapoi cu produsul și să spună... Da, asta exact cum vorbeam la început emisiunii, că au apărut foarte multe boli neținute sub control în acest moment din cauza alimentației. Foarte mulți copii cu intoleranță la gluten, ceea ce poate nici nu știam, nici nu n-am fost informați. Ei, generația aceasta are o mare problemă. Noi care mâncam, poate, când în copilărie, pita și pâine goală, acum sunt copii care au 4-5 ani și nu au voie să pună niciun gram de pâine în gură. Deci lucrurile nu stau chiar așa frumos dacă e să ne raportăm la ceea ce mâncăm. Pentru că nu se mai mănâncă foarte natural, se caută numai bio. Agricultura, să știți că nu produce la capacitate maximă, că vedem cu toții cum rămâne pământul nelucrat și cine poate sau nu poate și cei care lucrează pământul nu au unde să vândă produsele, că sunt intermediari. Și uite așa, ne învârtim într-un cerc din care ieșim mai nesănătoși decât ne-am născut. Da. Într-adevăr, industria alimentară a cunoscut o evoluție nu tocmai benefică pentru consumatori. Organismul uman n-a fost pregătit pentru asta. Nu. Deci asta a început acum circa 30 de ani, 30-40 de ani. Când eram eu în facultate, existau extrem de puțini aditivi utilizați, existau coloranți, mai există câțiva și acum care erau folosiți și înainte și nu sunt nocivi. Acum foarte, foarte multe adaosuri, foarte mulți aditivi, din dorința de a crește, de a intensifica gustul, aroma, de a oferi culoare, prezentare plăcută. Și a intensifica profitul, zic eu. Și de a crește termenul de valabilitate foarte, foarte mult. Deci asta este un efect al globalizării, faptul că alimentele circulă cu o viteză uimitoare și putem să mâncăm produse care sunt fabricate la mii de kilometri distanță, lucru care înainte nu era posibil. Vin pe apă, pe uscat, în aer și așa mai departe. Da, în toate temperaturile sau sunt adaptabile? Asta nu e o problemă, pentru că tocmai vorbeam, au aditivi, se descurcă foarte bine, se mențin, dar probleme, ajung în stare bună la noi, dar problema este că conțin acești aditivi și într-adevăr organismul are o limită. Deci trebuie să fim noi foarte atenți dacă ne interesează foarte mult sănătatea noastră și ar trebui să ne intereseze, să citim mai atent pe etichetă. Este o problemă și cu asta vă spuneam că producătorii care au produse de dimensiuni mici trebuie să scrie foarte multe informații și atunci ei micșorează fontul și scriu foarte mărunt. Dar nu mai bine ar veni la pachet cum vine la medicament, cu o hârtiuță acolo. Dar nu se practică nicăieri în lume. Nu știu, dar putem gândi inteligent și să scoatem una dacă e cea mai necesară. Ar muri și mai mulți copaci în lumea asta. Da. Nu știu, s-a inventat numai din copac. Deci se scrie foarte mărunt și foarte puțină lume mai vede. Deci, cum să zic, te duci la cumpărături, te duci să faci lectură. Deci, cât da, de multe stai... ori, hai să recunoaștem, mai ales femeile, vin de la servici, știu că au încă un serviciu exact, acasă exact. Și le faci așa, le iei de pe raft fără să te mai uiți, că de multe ori ni se întâmplă să te întrebe cineva, ai văzut la market? Păi nu, că mi-am luat de pe raft repede, n-am stat să văd oferta. Dar trebuie să te duci cândva, când ai timp, într-un weekend și să le iei cu atenție și să le studiezi și să-ți faci o idee. Da, e adevărat, asta e modul ideal și Bine, cel și mai sănătos. În momentul în care ți-ai ales
niște produse, le cauți pe acelea și atunci nu le mai selectezi de nu știu câte ori. Le-ai selectat odată, știi că-ți convine, conține ce vrei tu sau nu conține ce nu vrei tu. Mă gândeam la ce mi-a spus dumneavoastră cu termenul de garanție, termenul la etichetare, de valabilitate, da? Că este, dacă îl găsim numai o dată scris pe un produs, înseamnă că atunci expiră. E termenul expiră. De expirare, da. Chiar și mie mi s-a întâmplat, nu spun unde, nu spun la ce produs, la ce magazin, dar mi s-a întâmplat să fiu informată greșit și să încerce să-mi spună că este termenul de valabilitate de producere a acelui produs alimentar. Așa cum iată cu ce ne confruntăm, că asta am vrut să scot în evidență. Lipsa de un personal specializat. Da. În comerț știți cum se lucrează. Asta mă gândeam acum și eu. Acum te iau, mâine nu te mai vreau și uite așa, unul rămâne fără loc de muncă. Nu se fac training-uri în care, știu eu, fiecare să învețe ce are de făcut. Aici e o nebuloasă în România, deci ești hărțuit când intri într-un magazin. Ce doriți? Lasă-mă că îți spun eu ce doresc dacă doresc. Înțelegeți? Eu cred că aici, iarăși, dacă ne-ar ajuta cei de la Teșghea, poate și noi am avea, știu eu, așa, o sănătate mai bună, dar nici lucrul ăsta nu se vrea. Că dacă ne ajută cel de la Teșghea, poate în detrimentul patronului. Cei de la Teșghea ar trebui să aibă o pregătire destul de consistentă ca să ne poată ajuta. Nu vorbim aici de tot, să nu creadă lumea că foarte mulți sunt comercianți, deci, dar știu și dânsii că printre dânsii există și altceva. Sunt unii administratori de firme care au personal constant și asta înseamnă ceva. Asta înseamnă că le asigură niște condiții bune de muncă și aceștia cred că sunt și ei loiali. Deci se străduiesc să facă tot ce pot ca firma respectivă să meargă bine. Mai există această nebunie cu plecarea în vest, fluctuație mare a forței de muncă și foarte mulți se plâng că îi angajează, îi școlarizează pe unii, da, îi califică, îi duc la cursuri de calificare, noi le impunem să aibă cursuri de igienă și după aceea pleacă. Da, uneori și fără preaviz. Suntem în Uniune, adică li se cere și acolo ce li se cere și aici. Păi nu, da, pleacă. Diploma nu e valabilă acolo. Pleacă, pur și simplu pleacă și... Păi unii nu se pot angaja acolo fără diploma de aici, care atestă, e cu apostila Ministerului Muncii, Ministerului Învățământului. Diploma de calificare, așa, dar aceea de igienă nu. Nu de igienă, am zis că le cere, sunt cerute cursuri și diplome. Pe baza specializării. Avem într-adevăr, deci aici avem un deficit de personal la ceea ce privește și nu doar în comerț. Și la producție. Mi-a mai adus aminte o problemă cu care se confruntă, să știți că Târgu Jiu în mod special și să nu mi-o luați în nume de rău, dar mă bucur că mi-am amintit. Am fost în multe orașe limitrofe Gorjului, vin de câteva zile de la capitală. Nu prea întâlnești în alte orașe ce întâlnești aici, adică te duci la raft și e un produs și la casă e un altul, mai mare întotdeauna, deci nu ți se întâmplă să-l găsești mai mic. Dacă te întorci înapoi și spui, ia uitați, doamnă, ce... să mă scuzați, zice, cred că când s-a făcut curat pe raft. Deci aici este o problemă cu afișajul prețului. Prețul este mai mare. Da. Prețul. Da, noi... asta nu intră în sfera noastră de activitate. Nu, și oricum, dacă se întâmplă așa, într-adevăr, e un lucru neplăcut și nesănătos și incorrect. Deci eu sunt un om căruia i s-a întâmplat. Există, și am mai discutat și cu alții cărora li s-a întâmplat. Deci e un fenomen. Există o altă instituție care se ocupă de asta. Da. O menționez? Nu neapărat, că cu toții știm și depunem reclamații. O să vină reprezentant și de acolo, că sunt deci, invitații noștri tot timpul. Deci, dumneavoastră se ocupă în special de verificarea prețurilor și a etichetuțelor acelora pe care le aplică mari comercianți și a informațiilor care trebuie precizate acolo. Exact. Am spus asta pentru că a trebuit cumva să aduc un argument când am menționat că nu întotdeauna oamenii sunt calificați să facă ceea ce fac. Adică nu peste tot sunt oamenii potriviți la locul potrivit. Să revenim la... Am observat, acum vă întrerup eu puțin, am observat și în presă la un moment dat un ziar național atrăgea atenția asupra așa ziselor promoții.
Deci, da, păi am și eu notat, da, să știți, ca deci să vă întreb și despre ele. Extrem de mică este scăderea de preț, dar se face atâta tam-tam, așa că se umflă ca un balon. Deci, păi practic, se umflă pentru că mai are puțin din termen și expiră și atunci trebuie să-l bage la promoție cu un alt produs, să-ți fură ochiul așa, da, produsul de pe raft. Deodată îl bagă singur la promoție și tu te bucuri că îl cumperi și poate nici nu-ți trebuie, dar zici, îl iau. Bine, eu nu procedez așa, dar sunt foarte mulți care fac asta. Îl iau pentru că e mai ieftin. Se simte ei bine că fac bine, asta. Bine, noi venim și cu niște tare din trecut, să venim că... când magazinele erau goale. Exact, și stăteai la coadă și la rând, să zic așa. Și practic reducerea este extrem de mică, de câțiva bani. Să știți că pentru unii oameni, așa ziceam și eu, dar contează. Ziceți că contează. Foarte mult. Acel mărunțiș contează. Fără mărunțișul ăla nu și-a mâine pâinea. Să nu uităm în ce stadiu suntem. Știu. Când peste tot lumea e dat afară, rămâne fără servicii. Ați văzut, sunt executate casele, deci nu o ducem chiar roz. Nu. Și pentru din unii oameni, păcate, da, contează și mărunțișul, acela pe care poate unii dintre noi... Păi nu, eu nu asta voiam consideră să accentuez. Că e greu în portofel. Eu cred, deci numai să nu fie păcăliți, cum să zic, adică dă mult mai, deci nu adică este totuși un produs semnificativ. Pe care nu mai folosește, exact, și iese și din garanție. Pe care e posibil să nu aibă nevoie imediat, da, și să-l cumpere doar pentru că este redus. Se întâmplă și așa. Da, suntem, chiar a trecut mai mult de jumătate din emisiune, poate da, nu vă vine da. Să credeți, dar îmi notasem și eu mult despre promoții, nici nu mai vorbim că iată, le-ați adus dumneavoastră în discuție, dar să vorbim puțin despre autorizare și certificate, având în vedere, nici nu știu în ce context al discuției este așa acest subiect primordial, având în vedere că știm cu toții că se fac acum niște controle drastice, da, și vedem se închid magazinele. Da. Eu acum să vin să vă întreb de autorizații și certificate, când toată lumea zice, eu nu mai îmi deschid, voi am un PF, nu mai vreau, eu te dau jumătate la stat, eu din jumătatea cealaltă, ce Dumnezeu lui mai fac. Dar totuși, sunt dificultăți. Să le amintim măcar pentru cei care în această economie așa cum este ea, își mai asumă riscul, curajul să facă ceva. Având în vedere că și aici, atunci când îți deschizi un magazin, orice, o afacere mică, toți se plâng că, Doamne, câte hârtii trebuie da, să iau, este. Câte avize, câte autorizații, așa câți este. Bani, câte din maculatură. Păcate, da. De ce oare nu se simplifică lucrurile? Că atunci totul ar merge mai bine. S-a robotizat așa tot ce este și mai greu și mai apăsător. Vreau să vă pot răspunde la întrebarea asta, dar da. Nu mă depășește. Să ne referim atunci să la ne referim autorizări la și autorizări, certificatele deci, noastre. Noi avem și colegi în teritoriu și ei trec pe la unitățile care desfășoară activitate în domeniul alimentar sau al sănătății animale și, din câte știu eu, noi suntem o instituție care efectuează îndrumări la nivel amplu. Deci noi facem multă activitate de îndrumare, multă activitate de prevenire, nu doar de control. Și toată lumea care desfășoară o activitate în aceste domenii trebuie să depună o documentație la DSVSA cuprinzând o serie de acte care nu sunt chiar, acestea chiar nu sunt foarte greu de obținut. E vorba de certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comerțului cu codurile CAEN corespunzătoare activității desfășurate, deci în momentul ăla spunem că a activat certificatul constatator, a devenit activă firma pentru a desfășura activitatea respectivă, o schiță a spațiului pe care de multe ori și colegii noștri îi ajută să o întocmească, o taxă care se achită acolo la casieria noastră, o copie după un act de identitate al administratorului societății și copie după certificatul constatator despre care am vorbit, plus copie după documentul de înregistrare la camera, la Oficiul Registrului Comerțului. Nu este un dosar foarte mare și nu sunt foarte greu de obținut documentele. Cel care a cărei obținere durează cel mai mult este certificatul constatator, dar și acela în maxim o săptămână se poate obține de la ORC.
Vi s-a întâmplat, scuzați-mă, având în vedere că normele și legislația se schimbă de la o zi la alta, că toată lumea acuză acest lucru, comercianții să-și deschidă ceva și apoi să nu mai fie conform cu ceea ce... Nu. Ca și spațiu, vă întreb. Nu. Deci, trebuie să știți că legislația românească avea foarte bine reglementate toate condițiile care au devenit oficiale și au fost strigate în gura mare imediat după aderarea la Uniunea Europeană. Lucrurile s-au schimbat după. Problema este că imediat după Revoluție n-au prea fost respectate, deci ele existau și în legislația noastră națională. Și automat, deci a fost o perioadă destul de mare în care s-au acceptat și condiții mai puțin permise de legislație și în momentul în care s-a făcut aderarea a trebuit să revenim. Deci, în momentul acela, peste legislația națională au venit regulamentele europene care sunt obligatorii și nu mai trebuie să fie transpuse. Deci, se aplică exact așa cum sunt formulate și a trebuit să începem să facem o triere a lor. Atunci au fost închise foarte multe unități la nivel național, în toată țara au fost închise foarte, foarte multe. După care am început să muncim foarte mult, să îi îndrumăm și să îi ajutăm pe cei care au rămas pe piață pentru a contracara eventualele efecte sociale care oricum au existat. Foarte, foarte mulți aveau credite, făcuseră credite pentru acea mică afacere și apoi a fost închisă. Și deci așa să se schimbe condițiile, nu prea. Deci acestea existau. Atunci a fost o mare tornadă, ca să zic așa, după care lucrurile s-au așezat și atunci când am putut să acceptăm derogări permise de la legislație, le-am făcut cu dragă inimă, pentru că nu ne dorim absolut deloc ca unitățile să fie închise sau să nu funcționeze, pentru că este țara și respectiv județul și orașul în care ne desfășurăm și noi activitatea, în care trăim. Deci nimeni nu și-ar dori un județ fără unități și așa avem extrem de puține. Unități de producție sunt foarte puține, dacă comparăm din ce în cu ce alte mai județe, puține. Da. Iar unități de comercializare apar-dispar. Da, foarte multe brutării minus. Am avut, extrem de multe brutării am avut. Dar înseamnă că și consumul este mare pe acest produs. Dar nu mai sunt, s-au redus, a scăzut și consumul. Trebuie să nu uităm că înainte pâinea se dădea lejer. Păi erau mai mici brutari și acum sunt câțiva mari brutari. Se dădea lejer la porci. Acum nu cred că se mai dă pâine la porci. Da, da, e prea scumpă ca să... Da, și de exemplu erau 30 de brutării numai în Târgu Jiu. Și dacă tot vorbim de câmp, haide să vorbim și de pesticide, că ele sunt sub lupa și supravegherea. Da, avem program. Și mai ales că noi, consumatorii, atunci când mergem la prozar să ne luăm câteva legume sau fructe, legume în general, zarzavat, întrebăm, e produs românesc? Începem să-l căutăm. Începem așa, da. Da, din păcate ar mai trebui ceva făcut în domeniul acesta, în legislația noastră, în special din partea Ministerului Agriculturii, și nu numai, pentru a promova producătorii autohtoni, pentru că se întâmplă lucruri dureroase, producători care aruncă laptele pe câmp pentru că le este acceptat la un preț derizoriu, producători cărora li se strică fructele sau legumele pentru că sunt aduse din Turcia sau chiar din țări europene. Deci lucrurile astea ar trebui să fie așezate... Produsul intern e sufocat. Da, ar trebui. Păi, dar să știți că alte țări își protejează producția internă. Asta ar trebui făcut. Asta ar trebui făcut la nivel înalt. Acolo, cei care se ocupă de lucrurile astea ar trebui să le ia în seamă, să ne salvăm țara, efectiv. Și da, am început să căutăm produsele românești, pentru că și cei care lucrează în vest și cei care locuiesc o vreme acolo și se întorc spun că ale noastre sunt mult mai gustoase, cu toate că și la noi se utilizează insecticide și alte produse care ajută puțin productivitatea, dar... Care o stimulează, ca și concentratele la puile. Bine, acum, dacă sunt utilizate așa cum trebuie, nu există niciun pericol.
Deci tocmai asta se și verifică. Avem program pe care îl împărțim cu Ministerul Agriculturii de verificare a conținutului de pesticide și de contaminanți și de alți, inclusiv de alergeni, din anumite produse alimentare care sunt susceptibile să le conțină în funcție de modul în care sunt preparate. Și facem, să știți că avem foarte multe prelevări de probe. Aș putea să vă spun că în cursul anului trecut, dacă tot vorbim despre asta, am avut, de exemplu, expertiza contaminanților, alergenilor, rezidurilor de pesticide și a gradului de contaminare radioactivă. Numai în produsele de origine non-animală au fost 134 de probe. Apoi, verificarea eficienței igienizării și condiții microbiologice în produsele alimentare, 45 de probe, respectiv 69. Eu zic că sunt destul de multe, sunt câteva laboratoare în țară care le efectuează, le prelevăm cu cea mai mare atenție și strictețe și după proceduri stricte, deci verificăm lotul, cantitatea, intrarea, calculăm cât trebuie să prelevăm și din câte puncte ca proba să fie reprezentativă pentru tot lotul și avem, o expediem la laboratorul respectiv și așteptăm rezultatele, inclusiv pe, nu v-am spus și că și pe microorganisme modificate genetic, am avut un număr de 49 de probe. Deci, au fost, din an în an, acest număr de probe este din ce în ce mai mare, în funcție de câți bani poate guvernul să aloce pentru aceste probe. V-am zis, sunt analize foarte costisitoare, dar sunt foarte serioase și, în caz de litigiu, stau în picioare, inclusiv în instanță. Deci, laboratoarele respective sunt acreditate european. Deci în orice țară din Uniune, acea analiză este valabilă. Da. Suntem pe final de emisiune și haideți să vorbim puțin despre, văd că vi le-ați pregătit. Mi le-am pregătit, că m-ați zis, da, de pesticide. Da. Și o să încep chiar cu la ele. Începutul emisiunii i-am cerut doamnei să ne vorbească puțin despre aceste euri care au devenit așa, limbaj al nostru, pentru că le găsim oriunde și pe orice produs. Unele sunt periculoase, dar îmi spunea doamna că în măsura în care sunt admise în comercializare, deci sunt unele mai grele, altele mai ușoare, să le denumesc, da, așa. Dumneavoastră, spuneți-ne de care să ne ferim. Nu o să le ținem minte. Când ajungi, vezi acolo... Bine, s-a cerut așa legislația, a făcut în așa fel ca EU respectiv, în paranteză, să aflu eu că este... Da, nu e obligatoriu. Ceva. Nu mai e obligatoriu. Nici asta nu mai e obligatoriu. Poate să vă scrie E ceva sau denumirea lui. Da. Ok. Care este, de fapt, EU care ar trebui să ne sperie pe noi, cei adulți, că noi pregătim și masa celor mici. Și așa cum spuneam și dumneavoastră ne-ați specificat aici, și nu numai dumneavoastră, am avut și medici, să știți, care au spus că numărul alergiilor a crescut fabulos. Deci vă las acum pe final de emisiune să ne vorbiți un pic despre ele, pentru că sunt peste tot. Da, deci este de apreciat că o parte a populației a început să caute produse naturale. Este la fel de adevărat că sunt foarte scumpe. Acum, ne ferim de ele. Deci, ele pot să intre în organismul nostru din mai multe produse. Aici trebuie să fim atenți că există o limită maximă și informațiile sunt accesibile pe internet. Deci, aș începe cu E110, care se mai numește sansetielă, o galben apus de soare, sau galben auriu, sau galben portocaliu, îi se mai spune. Este un aditiv, este un colorant azoic care dă culoarea respectivă. Găsește în dulciuri? Da. Se găsește în budinci, în dulciuri, în sucuri, în prăjituri. Este cancerigen și are un maxim admis de 2,5 mg pe kilocorp zilnic. Asta, deci dacă mănânc o bomboană, e în regulă. Dacă mănânc o pungă, exact, deja... Deci dacă 2,5 mg pe și kilogram jumătate. Corp, un copil care are 40 de kilograme, n-ar trebui să mănânce foarte mult din asta. Deci, da, e vorba de miligramele pe kilocorp. E, totuși, concentrația într-o bomboană este mult mai mică.
Da. Deci, mai celor, ele... dacă prinde o pungă, ați văzut ce face un copil nesupravegheat, da. Să zicem așa. Păi da, ar avea voie, deci asta calculam acum, ar avea voie 100 de miligrame, deci merge totuși. E 2,5 pe kg corp. Nu este, nu pe zi. Deci să nu facă abuz. Asta să nu este facă abuz, exact. Ideea. Și să nu consume. Deci sunt foarte mulți copii care consumă dulciuri de 3 ori pe zi. Deci, sau fast food, sau... Deci toate trebuie să fie consumate cu măsură, cu moderație. Și să fie înlocuite, eu zic, ca și mămică de fructe. Da, de exemplu, păi dacă vrea copilul, că sunt copii, am o colegă care, al cărui copil nu vrea să mănânce fructe. Și cât se străduiește mama lui, el nu acceptă. Deci da, se întâmplă și din auzit. Asta. Am mai auzit. Sau, mă rog, mâncare a cărei culoare este verde. A, sau au ei, da. Au ei ceva. Bun, să mai precizăm un alt colorant. Coloranții sunt pe loc întâi la nocivitate, la toxicitate. Mai avem 2 minute ca să vă gata, spun așa. Gata, amarant, colorantul roșu. E un colorant roșu, unul din ele. E interzis în SUA și în Rusia. Nu degeaba. E în dulciuri, geleuri, brânză atunci topită. Uniunea Europeană nu l-a interzis. Noi acceptăm legislația acesteia. Mai avem E102, tartrazină. Colorant galben, se găsește în băuturi, în muștar, în gemuri. Poate da tumori, poate da crize de astm, poate da hiperactivitate la copii. Ești obligat când introduci ca producător tartrazină într-un produs să scrii că poate genera hiperactivitate. Există o legislație care obligă. Care produs să-l obligă? Asta muștarul, de exemplu. Muștar, tartrazina, da. Asta, E102. Și, da. Mai avem... la femeile gravide care urmează să... Da. E127 eritrozina e tot colorant roșu, se găsește în compoturi și în alte dulciuri, afectează tiroida, masiv o afectează. Mai avem E330 acidul citric, care se găsește în aproape toate sucurile și este cancerigen. Îl deosebim de E400, acidul citric natural, care este benefic. Avem și E-uri benefice. Nu mai bine mâncăm noi o lămâie? Da. Ba da, trebuie să avem grijă și la lămâi, pentru că există o serie de pesticide foarte toxice. E230, 231, 233, bifenil, ortofenil, fenil, fenol, tiabendazol. Acestea da. Sunt pesticide ortoxilen care... intră în produse, deci e vorba în special de citrice, mere, pere și alte produse, sunt imersate în baie cu aceste produse pentru mărirea conservabilității. S-a terminat, da? Da. I-ați auzit pe colegi în cască, da. Îmi pare rău că n-am vorbit despre tot câte ne propusesem, niciodată nu reușim. Da, vă mai aștept și cu altă mult ocazie. Drag. Vă mulțumim și vă dorim sărbători fericite. Mulțumesc și eu doresc telespectatorilor sărbători. Fericită da. Și multă, multă sănătate. Multă sănătate vă spun și eu, stimați telespectatori, și vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. La revedere! La revedere!